Stăm de vorbă acum cu prima invitată a zilei, care are la rândul ei recomandări de concediu. A fost plecată în cea mai căutată destinație printre români, Grecia, și nu a stat doar la plajă, și a depășit limitele într-o altfel de expediție pe munte. A urcat pe cel mai înalt vârf din Tasos. Avem imagini și filmări cu priveliștea, dar ca să vedeți că nu stă deloc, Nadia Duluman a lansat între timp și o piesă nouă-nouță pe care o ascultăm în premieră. Da, niciun nuntaș care cunoaște tradițiile românești nu va sta pe scaun când va auzi piesa la orice eveniment. Ei bine, ne spunea Nadia că este un soi de brașoveanca. Nadia este alături de noi să ne lămurească. Nadia, bine ai venit! Bine ai revenit bine pe la noi! Bine v-am regăsit, bun găsit și tuturor celor de acasă. Nadia, pentru că noi nu ne-am văzut, a fost ziua ta și vrem să-ți urăm la mulți ani. Cu asta vrem să începem. Adică nu ne-ai adus bunătăți de ziua ta. Ba ne-a adus, ba da, poalele în brâu. Atunci n-am avut timp pentru că a venit așa ca o surpriză și pentru mine ziua mea de naștere. A venit ca o surpriză ziua da, ta. Da, da, știți de ce? Pentru că eu nu aveam nimic programat. Am primit într-adevăr o surpriză și la grădiniță din partea părinților și copilașilor. M-au așteptat cu tort, cu flori, bineînțeles, trandafiri albi, care înseamnă puritate și sinceritate. După care am făcut acasă în foișorul de la Muntenii de Sus o petrecere cu prietenii mei și cu familia, iar surpriza a fost din partea familiei mele și a părinților mei, care de fiecare dată mi-au spus că eu întotdeauna am grijă de ei și îi surprind de fiecare dată și îi susțin și îi ajut. Și atunci s-au gândit și la sufletul meu și mi-au făcut o vacanță în Grecia, pe insula Tasos, unde am plecat împreună cu prietena mea din liceu, de care ne leagă o prietenie de 33 de ani. Oho, bun. Nadia, omul când se duce în Grecia, de obicei stă la plajă, se duce așa să relaxeze. Nu, tu nu ai putut să stai la plajă. Nu, pentru că a fost o provocare și pentru mine. Loredana, prietena mea, ea a mai făcut astfel de expediții și atunci mi-a făcut și mie o provocare, deși știți că eu mai am niște probleme așa cu lombosciatica, dar ea m-am echipat. Ea știa că a fost complice, da, și bineînțeles, ea a făcut tot programul pentru vacanța mea și l-a făcut foarte bine și dar, într-adevăr. Iartă-mă, cum te-ați rămas prietene 33 de ani? Bine, știu că sună peorativ cumva, dar cum, da. Care a fost secretul prieteniei voastre? Suntem trei prietene așa, care ne întâlnim de fiecare dată. Mergem la cafele, suntem din Vaslui toate trei, celelalte sunt din Bârlad, ne vedem mai rar. Personalități mai dar, da, și sigur că da. Loredan a fost și inspector școlar. Cealaltă colegă a fost și director de grădiniță, așa că ne leagă și această meserie de dască. Bun, și revenind, te-a luat pe munte. Cum a fost expediția pe munte? Ți-a pus rucsacul? Mi-am pus rucsacul, mi-am luat Adidas și ținut lejer. I-am spus că nu sunt atât de rezistentă pe cum este ea la astfel de expediții. În schimb, mi-a fost frică de niște șopârle și am văzut și o coadă de șarpe așa, și asta mi-a fost cel mai tare frică. Și de ploaie. Și chiar a plouat, într-adevăr. Și zic, ce facem dacă plouă? O să alunecăm? Și zice, nu-i nicio problemă, ne adăpostim puțin sub copaci, este o ploaie de vară, trece repede și atunci mergem mai departe. Într-adevăr, pentru mine, sincer, a fost greu, dar nu imposibil. Și sunt mândră de mine că am reușit să ajung până acolo în vârf. Aveți poză din vârf? Da. Sunt câteva poze și pe Facebook-ul meu și pe Instagram. Aici unde erați? Chiar? La Giola, aici foarte frumos, o grotă foarte, foarte plăcută. Da, ai sărit? Și, ai sărit de sus? Nu, am sărit pentru că nu știu să not. Și mi-a fost frică. Aici este cu Ipsarion și o expediție inedită pentru mine. Aici pentru era pe multe, gata. Da, ploua și aici este la înălțime. Priveliștea a fost senzațională, deci minunat. Aș mai repeta experiența aceasta. Te-ai încărcat bateriile, te-ai întors și ai venit cu o piesă nouă. Trebuie așa să spunem este. Că este în premieră în la premieră, televizor. Nici măcar pe YouTube nu este. O să o postez după ce ies din emisiune. De asemenea, am imprimat această piesă cu orchestra profesionistă Ciprian Porumbescu din Suceava, iar dansatorii sunt de la ansamblu Arcanu, tot din Suceava. Mă leagă o prietenie și mie îmi place foarte mult Bucovina. În satul bucovinean e filmat aproape de granița cu Ucraina, deci foarte departe de mine, dar peisajul este inedit. Minunate și costumele. Valentina, ai dansat vreodată în brașoveancă? Asta mă vedea, sigur. Stânga, dreapta, înainte și înapoi și s-a terminat și brașoveanca și polcuța. Când ajungi în capăt, ce faci? Da, ascultați și versurile.
Dacă în perechi, doi câte doi, înainte și înapoi. Ajungi în capătul sălii, ce faci? Păi nu ajungi, că e încerc, nu ajungi, că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și apoi stânga-dreapta. Am mai făcut noi experiența aici în platou. Care e cel mai ușor dans? Sau care sunt cei mai ușor pași? Ceva care n-a... Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pentru horă. Deci la horă. La horă e cel mai ușor. Înainte și înapoi, stânga-dreapta, exact ca la grădiniță. La vreun eveniment ai dat de vreun... Mire, să-i spunem, care s-o calce pe mireasă, pe mătături. Dar sunt foarte multe persoane care nu știu să danseze muzica populară, dar ceea ce îmi place mie, pentru că melodiile mele sunt foarte dinamice, încearcă. Se bagă în horă și la sârbe, pur și simplu aleargă. De jur împrejur, facem oră. Important este să te simți să bine. Să te simți nu bine. Să știi pașii neapărat. Exact. Și să nu stai la masă, exact. Că petrecerea este pentru așa ceva, să ne simțim bine, să ne distrăm, iar menirea mea ca artist aceasta este să ridic oamenii de pe scaune și, bineînțeles, la evenimente Câmpenești, să facem hore sârbe și bătute moldovenești, așa cum știm noi artiștii să deci facem. Asta este o piesă clar pentru nunți. Pentru nunți fiind și sezon, am zis că e potrivită. E potrivită și am mai lansat și o sârbă pentru astfel de evenimente. Iauzi muzica răsună pentru nași, pentru nuntași, pentru socri mari, mici și pentru mire și mireasa, bineînțeles. Nadia, ce mai faci vara aceasta? Vara aceasta a fost foarte plină pentru mine și continuă să fie plină din cauza că avem foarte multe evenimente, am filmat și aceste videoclipuri, dar majoritatea timpului vreau să-l petrec alături de mama mea, care, din păcate, are o problemă de sănătate. Îi dorim multă sănătate și multă sănătate îi dorim. Mă emoționează pentru că vreau să le transmit că iubesc enorm de mult. Nadia, îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi și îți mulțumim pentru această emoție pură. Așa este. E sinceră. Îți mulțumim.